ce a fost prezentă în platoul de la Neața și a creat tensiune. Cel puțin. De un talent vizibil și de o naturalețe realmente palpabilă. Mădălina Belariu Ion este cea care acum în direct de la Cannes, prin Skype, ne spune cum de s-a întâmplat să mai primească un premiu și pe lângă faptul că stă pe set cu actorii mari din lumea asta, să fie și premiată într-o zonă care noi doar cu gândul ce putem gândi. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața! Unde ești acum? Sunt la Cannes. Sunt extrem de fericită să împart cu voi această emoție. Lasă-ne cu emoția. E singură? Adică poți să vorbești așa de capul tău cu niște domni de dimineață? Adică nu te deranjează nimeni în camera aia imensă? Sigur că da. Nu. Este goală, după cum vedeți. Observa. Da. Ce să, eu sunt șchiop și colegul e foarte bătrân, n-avem nicio șansă. Silverul, locul 2 la categoria Corporate Image Films din cadrul premiilor Cannes Corporate Media and TV pentru Love You Papa. Ce este? Da. Ce producție este? Este un scurtmetraj pe care l-am realizat pentru compania Nihilen, se numește Nihilen Technologies, care are sediul în India, dar își desfășoară activitatea și în alte țări. De când nu ne-am văzut, ai făcut o grămadă de chestii interesante. CV-ul tău cu siguranță s-a îmbogățit. Spune-ne ce ai mai, pe unde ai mai fost și ce ai mai făcut. Am realizat o serie de televiziune pentru Rai 1, care se numește Prova și Ancora Prof. Și sunt joc o româncă, interpretez un rol de româncă. Ce fel de româncă joci? Criminal. N-ar trebui să spun. Da, am un pistol în geantă de fiecare dată. Deci asta cred că spune tot. Dacă erai româncă, portai despre un topor. Rolul de acolo. Vezi, baltagul, chestii, se da așa cu pistolul. Da, e mult mai vestică toată treaba. Așa, și? Ne-am modernizat. Ce să spun. Și? În decembrie urmează să filmez un alt film. De asemenea, am filmat și o producție bollywoodiană, Dubara. Este, de fapt, o colaborare dintre America și India. Filmul a fost în cinematografe, din păcate nu în România, n-am reușit să-l aduc în România, dar a fost vizionat în Londra, în India, a avut mare succes. Ai filmat în Europa sau ai filmat în India? Am filmat în Londra și în India doar 2 zile. Doar 2 zile, am înțeles. Dar mare parte în Londra, o lună de zile în Londra. Unde stai cel mai mult acum pe planetă? În Londra, în Italia? În Londra, dar merg foarte des în Italia, iar în august, în iulie și august am fost în India foarte mult pentru promovarea unui videoclip muzical, pentru promovarea filmului Dubara. Acestea sunt cele mai recente proiecte. Pare așa ușor nemulțumită. Vrei să ți se întâmple mai multe lucruri decât până acum? Sigur. Acesta este doar începutul și sper ca în scurt timp să vin cu premiul Cannes Film Festival cu un film și să reprezint cu mândrie România. Tu ai un manager, nu? Un impresar. Se întâmplă chestia asta? Da. Am o agenție care mă reprezintă în Londra, o agenție care mă reprezintă în Italia și un manager din Los Angeles. După ce am terminat de realizat The Young Pope și a avut mare succes și în America, am fost contactată de mai multe agenții de management din Los Angeles. Am înțeles. Lumea poate a crezut că este o întrebare ce ține de cetatea filmului, dar eu vreau numai să te întreb cât dai comision. Oh. Depinde de proiect, depinde, negociem. Da, ce să zic, nu, mai bine las așa, nu spune că mă ia bățul și nu mă pot ridica de pe scaun, nu știu dacă vezi, dar am un picior post-operator de îngrijit. De obicei 15%, 20%, nu mai mult. Acum am ușoară tahicardie, nu pot să joc tahicardia la televizor. Draga noastră, îți mulțumim că ai intrat în direct cu noi, cum e vremea la Cannes? Mulțumesc și eu, este superb, nu mă așteptam de fapt să fie atât de cald. Păi ce noroc are unii! Din păcate!
Din păcate trebuie să plec spre aeroport în jumătate de oră după ce, după ce am vorbit cu voi. Unde fugi? Pregătesc bagajul și... În Italia? Londra. În Londra. În Londra. Bă, ce noroc are unii, încă o dată zic. Suntem foarte mândri de tine, ținem pumnii din când în când. Mai dă și tu un telefon, cum zic bătrânii. Dă și tu un telefon, mamă, să mai știm, mamă, mamă, ce mamă, faci, da, pe unde umbli, pe... pe... Tocmai, da, dacă, măcar dacă nu sunt prezent acolo cu voi, măcar prin, prin Skype putem din când în când să... La orice oră din zi, să ne spui adresa din Londra, să venim personal să aducem niște borcane de zacuscă, noi așa facem. Cu bănuiesc că ți-e dor de chestia asta. Mutăm sediul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani la Londra. Bă, ce noroc are unii! Madalina Belariu Ion, actrița cu care ne mândrim și care, uite, face treabă între două, trei avioane și o grămadă de discuții trilingve, că bilingve nu mai e de mult. În legătură directă cu noi prin Skype de la Cannes. Salutări încă o dată, să ai o zi superbă, că la noi sunt 12 grade și 10 în apartamente.